Microbuzul unei firme de transport persoane a luat foc în mers în cursul serii de luni. Șoferul a observat că iese fum de sub capotă și a reușit să oprească la timp, iar toate persoanele s-au autoevacuat. În microbuz se aflau mai mulți polițiști de frontieră care fac zilnic naveta cu acest mijloc de transport. Șoferul a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii. Pompierii botoșăneni au fost solicitați luni seară să intervină pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un microbuz care se deplasa pe raza localității Silișcan, în comuna Gorbănești. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul gărzii de intervenție Trușești cu auto specială cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție, microbuzul ardea în totalitate. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de un scurt circuit electric.